Klaus Iohannis, pentru România urmează o perioadă foarte interesantă. Președintele Klaus Iohannis a spus, după întâlnirea cu președintele Consiliului de Ministri al Republicii Italiene, Paolo Gentiloni, ce au discutat despre viitor, în mod special despre perioada în care România va prelua președinia Uniunii Europene. Timp cu toii ce pentru România vine o perioadă foarte interesantă, o perioadă de test. De la 1 ianuarie România va prelua președinia Uniunii Europene. Am discutat despre cadrul multianual 2020, care va trebui discutat inclusiv în timpul președiniei României. În acea perioadă vom avea de rezolvat complicatul dosar al Brexit, a spus Klaus Iohannis. Președintele a inut să precizeze faptul că Italia este al doilea mare partener al României. I-a lăudat faptul că Italia a primit cu braiele deschise o mare comunitate de români. Românii din Italia s-au integrat foarte bine, i-au fost foarte bine primiți, a spus Iohannis.